deja 4 ani de zile lucrăm, selectăm persoane conform unui acord încheiat între Ministerul Muncii Moldova și Ministerul Muncii Israel. Este un acord de colaborare care prevede un anumit număr de cetățeni Republicii Moldova să fie angajați legal în statul Israel, și anume în domeniul de construcții. Cetățeni doritori de a pleca peste hotare sunt foarte mulți. E clar că ei trec 2 etape de selectare, asta e etapa selectare profesională și selectare medicală, dar oricum, dacă la început undeva 25% din numărul total de adresări totuși câștigau locul de muncă în Israel, adică îl ocupau, acum procentul crescut este mai mare, chiar este la 30-35%. Condiția este ca persoana să fie pregătită în domeniul dat, adică să cunoască, să aibă anumite abilități și să fie sănătos. Dar este foarte important pentru că cetățeanul pleacă legal, pleacă conform un contract de muncă. Înseamnă că din momentul că o trecut sau o călcat în țara Israel, o coborât din avion, deja are asigurare medicală. Asta este foarte important. Plus are asigurare socială. Câți ani de zile lucrează, cetățeanul face anumite contribuții statului dat. Pe viitor, dacă și statul Israel o să fie receptiv și o să încheie acord cu statul Republicii Moldova, iată așa cum am început pas cu pas, mai puțini țări din Europa, înseamnă că cetățenii noștri o să beneficieze și de anumite adaosuri la pensie sau și alte plăți sociale care se cuvine.